Bună ziua, stimați cetățeni ai Republicii Moldova. Da, sunt în mașină și n-am avut răbdare până să ajung undeva. Sunt în traficul ăsta infernal din Chișinău. Circulă un fake news pe site-urile de știri, așa zise, site-uri de știri, de fapt niște manipulări grosolane, cum este acest site noi.md al lui Vasile Chirtoca, din câte am înțeles, infractorul la mafiei lui Ceban, și pe un site Agora, prietenea unei parașute. Spun eu de ea mai multe, că n-am apucat, că sunt atât de multe parașute aici la Chișinău, încât e greu să le ții cont tuturor. Prieteni, ei au titrat acum, deci este fake news, vă spune Rizea, că mi-am pierdut cetățenia moldovenească. Total neadevărat. E vorba de un proces astăzi judecat pe ascuns. Clima, judecătorul corupt pe ascuns, n-a așteptat ca eu să vin de la judecătoria Râșcani. Oricum e o frecție la un picior de lemn. Ca să înțeleagă toți cei care se dau de ceasul morții că am pierdut eu. Disperare, multă, bucurie, pe la clopușca, pe la ăștia. Nu, prieten, nu mi-am pierdut nicio cetățenie. Ăla cu dosarul cu cetățenie e la instanța de fond, în fază incipient. Astăzi a fost un recurs la faptul că eu am cerut suspendarea acelui decret abuziv făcut de Igor Dodon, pentru că n-am fost lăsat să candidez la alegerile parlamentare din vară, din 11 iulie, prieten. Și de-abia azi s-au pronunțat definitiv. Deci asta e, n-a pierdut nicio cetățenie moldovenească, Rize. Este un fake news grosolan și încă o dată se dovedește faptul că da, suntem singuri, stimați cetățenii ai Republicii Moldova, noi cei de aici, de la realitatea din Moldova, care facem presă corectă și prezentăm probe, prezentăm dovezi și argumente. Nu, așa zi și jurnaliști de aici, de la Chișinău, care v-au manipulat în mod grosolan mulți ani de zile. Mulți. Încă o dovadă în plus. Deci, tuturor celor care citesc acel fake news, no comment. O zi frumoasă la orele 20. Fiți aproape de mine și de adevăr. Pe www.realitatea-din-moldova.md, pe YouTube Spovedania lui Rizea, pe Facebook Spovedania lui Rizea și pe Facebook Televiziunea Realitatea Moldova. Va fi un invitat surpriză, un ofițer al unei instituții de forță de aici, de la Chișinău, care va face dezvăluiri cutremurătoare. Da, prieten, va fi frumos.